Salutare tuturor, numele meu e Claudiu și bine ați venit la un nou videoclip pe canal. Astăzi o să vă prezint două site-uri unde poți să faci bani online, dând click sau lăsând comentarii sau făcând review-uri pentru anumite chestii. Bun, primul website se numește zareclame.com. Vedeți aici adresa, intrați pe ea, zareclame.com. Cum funcționează acest website sau ce și ce este acest website? Acest Website, după cum spune aici, noi promovăm, da? Noi uh, facem reclame, ei fac reclame. De exemplu, dacă tu ai ceva de promovat, ai o postare, ai un blog, ai un website sau un produs de, posta de promovat, uh, poți să intri pe acest website, să depui bani în acest cont, iar uh, poți să începi să îl promovezi. Dacă nu vrei să-l promovezi și vrei să faci bani, la fel, intri pe acest website și faci bani. Uh, cum funcționează? Uh, bun, deci uh, dăm pe tabul ăsta earn money aici, după cum vedeți, dăm aici. Um, voiam să vă arăt o cum să faceți bani, uh, vă dau un fel de reclame, da, când dați aici, puteți face bani și de pe PC și, și de pe telefon, da, sunt primele două metode. Um, bun, pe PC momentan uh, îți dă niște reclame aici care trebuie să le ții deschise timp de 3 minute, adică po tu poți să faci orice vrei tu, da? O să, o să se deschidă un tab micuț și o să fie un website sau un ceva, nu o să fie videoclipuri, o să fie website-uri, da? Uh, și și tabul ăla trebuie să stea deschis 3 minute. Tu nu trebuie să stai pe el, tu nu trebuie să... Tu pur și simplu poți să faci ce vrei tu, da? Eu v-aș arăta un exemplu, dar de câte ori dau aici acum, pentru că m-am uitat la vreo 3 reclame, cred că, și acum spune că nu mai sunt... Uh, reclame. Și când o să apară o reclamă nouă, o să mă, o să mă contact, o să -mi, o mi -a, a trimit -o un e-mail sau ceva, presupun. Uh, bun, dacă nu mai sunt reclame aici, putem încerca metoda asta. Asta n-am încercat-o, să încerc acum cu voi, habar nu am ce, ce o să fie. <coughs> um, să văd ce arată aici. Bun, deci te plătește ca să lași comentarii pe YouTube, comentarii pe Facebook, comentarii pe Instagram, Twitter, Amazon, ok, Google, Airbnb, uh, poți să leși review-uri pe Google Play, Fiverr, oh, poți să le -și, și pe Fiverr, pe Upwork. Bun, o să, o, să, o, să, o să lăsăm un comentariu pe YouTube să văd cum funcționează și dacă o să ne plătească. Uh, bun, apăsăm pe... ah, what? De ce îmi spunem că nu mai sunt reclame? S-au terminat toate reclamele? Hmm. Pentru un motiv anume spune că nu mai sunt reclame, da? Atunci putem face asta, vă că aici mi arată că pot să mă abonez la diferite canale. Da, deci ia să vedem. A channel about startups in everyday life. Bun, ia să vedem. Ok, am intrat pe canal. Canalul nu are niciun uh, nimic. Eram deja abonat la el. Nu știu cine este această persoană. Și de ce eram abonat la el. Bun, ia să vedem dacă ne dă bănuții. Bun, mi-a dat uh, 2 cenți pentru că m-am abonat la canalul acela. Uh, Poți să faci asta când rămâi fără reclame, cum s-a întâmplat la mine, da? Când rămâi fără reclame, pur și simplu uh, intri pe clopoțelul ăsta și începi să te abonezi la canale și ia să văd dacă pot să mai fac și aici. Ok. Bun, dăm subscribe. Asta este contul lor de, de YouTube. Um, ia să ne abonăm și la canalul ăsta. It looks like you din ce a zis -mă? Didn't make any commitment, ok. Bun, e un pic am mai iurea că văd la mine nu prea merge, nu, nu reușesc să-l fac. A, ah, ok, uite, deja mi-a dat încă 2 centi, deci dacă dau subscribe, o mai dă încă 2 centi. V-am spus, nu am încercat chestia asta. Uite, acum mi-a dat. și nici măcar. nici măcar. nu m-am abonat la canalul ăla. Bun, iar. nu mai sunt reclame. Ia să vedem dacă ne-a dat banii. Mergem la. unde mă? Mergem la Home, da? A, ah, bun, uite, deci avem 13 cenți până acum și ne-am uitat la câteva reclame. Um, Dar poți să faci asta când rămâi fără reclame. Cred că se reîmprostbătează la fiecare oră, nu știu exact, nu, nu scrie ce limit ai și câte reclame poți să vezi pe oră, pe minut, pe secundă, habar nu am. Um, da, eu zic că dacă uh, te ții de el, adică, na, ați văzut cât mi-a luat mie să fac 13 cenți, adică poți să faci undeva la vreo 50 de euro pe, pe lună, cred că dacă te ții de el. Um, adică e foarte ușor să, nu știu, e foarte ușor, acum rămâne dacă vreți voi na, să încercați. Eu v-am prezentat acest website, l-am găsit și eu, mi s-a părut foarte interesant. Vă trebuie minim 25 de dolari ca să puteți retrage. O să puteți retrage prin PayPal sau prin cont bancar. Atunci când atingeți limita, o să vă, o să vă ceară să completați cum vreți să fiți plătit. Ia să mai încercăm o dată să vedem dacă putem. Nu, bun, nu, nu mi-arată mai multe reclame. Bun, păi zic așa că dacă faci asta, dacă descarci și aplicația, poți să faci undeva la 50 de cenți pe oră, cred, nu pe oră, adică zic așa cum se reîmprospătează reclamele, adică poți să faci 50 de cenți în câteva minute. Dacă vreți să încercați acest website, website-ul se numește zareclame.com Bun, eu o să mai încerc, eu o să mai încerc să să rămân pe acest website. După cum vedeți, sunt mai multe, am vrut să am uitat să vă spun asta, sunt reclame care vă plătesc mai mult. Uitați, asta de exemplu, asta vă plătește 0,98 de dolari. Asta vă plătește un dolar și 20, deci dacă vreți să faceți, puteți face mai multe chestii. De exemplu, asta plătește un cent ca să vizionați un videoclip. Asta să-ți faci un cont și mai sunt încă vreo 400 de reclame din asta, doar că nu ți arată aici ea. reclamele, dar aici sigur va arată. Bun, deci dacă vreți să-l încercați, website-ul se numește zareclame.com încă o dată. Bun, hai să trecem la, la, al doilea website. Al doilea website se numește timebox.com. Da, deci imediat ce ți-ai făcut uh, cont, ei o să-ți dea un dolar. Bun, și o să-ți dea și niște, că asta mi s-a mi, mi -a părut mie foarte foarte interesant, da? O să, o să vă dea un fel de bilete, da? Cum cumperi tu bilete la loto, da? Habar n nu știu, nu joc loto. Dar zic, presupun că e aș, la fel. Uh, bun. Uh, pentru început, primești 100 de asta și primești încă 100 în fiecare zi de câte ori. Dacă, adică dacă intri în fiecare zi, în fiecare zi primești câte 100 de bilete, da? De câte ori tu completezi un, o provocare din asta ceva un un survey sau nu știu. Vă că sunt foarte multe, de exemplu, slideshow, da, deci dacă intre aici și trebuie să vezi, nu știu, șapte, cer, să te uiți la șapte poze, o să ți dea un cent, da, poți să faci captchas din astea, da, la fiecare 15 captchas să le scrii, îți dă 3 centi, da, sunt foarte multe metode de a face bani. Uite asta, push clicks, da. Asta îți, dă undeva la 2 cenți pe click, adică tu activezi chestia asta și atunci când ești pe Google o să-ți apară niște reclame, iar tu când ai da click pe ea, tu o să faci bani. Chestia ce mi s-a părut mie interesantă este că de câte ori tu faci chestia asta, da? Uite, puteți da clicuri pe reclame, da? Puteți bifa chestia asta, ia să vedem, Bun, da, deci eu dacă sunt 20 de astea pot să uh, câștig undeva la 28 de cenți, da, dacă completez toate chestiile astea. Dar ce mi se pare mie interesant este că de câte ori faci tu o chestie de asta, ție ți îți dă uh, un bilet, da, îți dă un bilet din asta. Și la fiecare, uh, la, cât, la cât mă, la fiecare, nu știu, la fiecare, la 3 zile, 4 zile, uh, se face un fel de... Uh, uh, cum se cheamă? Mă? O tragere de asta la sorți, da? Și dacă tu câștigi, poți să câștigi pentru primul loc, poți să câștigi undeva la 250 de dolari, da? Dacă ești pe locul 11 sau locul 30, poți să iei 5 dolari. Deci, dacă tu ești foarte activ și faci foarte multe chestii din astea, tu poți să faci. 5 sau 10 dolari, să zicem așa, că nu sunt foarte norocos eu ca să iau locul, primul loc sau al doilea loc sau al treilea loc, dar locul 10 sau locul 30 sunt sigur că, fie, că toți putem face chestia asta. Deci dacă eu sunt activ, dar în fiecare zi mă loghez, fac task-uri, primesc foarte multe bilete din astea, pot să fac undeva în fiecare zi, pot să fac 5 dolari sau 10 dolari, da? Și combinăm și cu celălalt website, poți să faci undeva la 100-150 de dolari uh, pe lună. Um, ia să vedem ce mai zic pe aici, oamenii ăștia nu mai zic nimica. La fel, ia să intrăm la Payments. Uh, bun, văd că nu mi-e numerată mi pentru că eu n-am câștigat absolut nimica încă, pentru că abia mi-am deschis contul ăsta. Uh, time until payments are sent. A, ah, deci nu contează câți bani ai, ei o să-ți trimită banii, în două zile. Da, da, unde ți-i trimite? Că nu m-a întrebat. A, cred că mă la setări. Da, uite, trebuie să te duci la setări și îți alegi. A, uite, vă care Bitcoin, poți să-i trimiți în Bitcoin sau poți să-i trimiți în Skrill, care este un fel de PayPal sau poți să facă și transfer bancar pe TransferWise. Deci dacă vă duceți și vă faceți un cont pe TransferWise, puteți primi banii uh, acolo. Bun, e super, adică e super tare. Am PayPal. Bun, deci nu plătește prin PayPal, doar Skrill și transfer bancar. Bun, deci te duci să o completezi asta aici și la fiecare trei uh, 3 zile sau 2 zile ei îți trimit bănuții pe care îi ai. Uh, pe care îi ai în cont, cel puțin asta am înțeles eu. Băieți, cam asta a fost cu acest videoclip, eu sper că v-au plăcut aceste website-uri. Uh, da, dacă vreți să le aflați, ăsta se numește Timebox, celălalt dați videoclipul mai în spate și uitați la el, iar dacă le combinați o să faceți bănuți de un suculeț acolo, să ieșiți și voi cu prietenii la un suc. Mulțumesc frumos de vizualizare, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să vă abonați la canal, să lăsați un like și ne auzim în episodul următor. Pa, pa!